Pare că-ți sună telefonul, șopti Marina cu cochetărie, eliberându-se din brațele băiatului. Să aștepte, răspunse el, încercând să se apropie din nou de ea. Anatolie cântă sarcastic din locul șoferului Tidulya. Prietenul avea dreptate. Dacă era într-adevăr bunicul, nu putea ignora apelul, clanaiba. Acum răspund. Maxim scoase telefonul și se uită posomorât la ecran. Într-adevăr, bunicul lui suna. Salvat în agenda telefonică ca-ți bătrânelul răutăcios. Cu o săptămână în urmă, fusese-i mușneagul secritor, iar înainte de asta, Duarte coschei. Inventa diverse porecle pentru bunicul său, ceea ce îi aducea lui Maxim o ușoară alinare, dar încerca să nu depășească limitele dacă avea vreo injurie în minte, o păstra pentru sine, de teamă că bunicul ar putea avea acces la telefonul său. Nu putea exclude această posibilitate, deoarece Saveliev Alexei Petrovici, proprietarul unei mari întreprinderi metalurgice cunoscute în toată țara, era considerat un om aproape atotputernic și astfel de detalii minore, cum ar fi sparcerea unui telefon, erau fleacuri pentru el. Anatolie, prietenul lui Maxim, considera că avea paranoia, inventând astfel de povești despre bătrân. Maxim, care își cunoștea bunicul mult mai bine, nu era de acord cu el. Era mai bine să fie precaut decât să-i ofere bătrânului un motiv suplimentar pentru scandal și, și mai bine, să nu-l provoace deloc și să nu iasă în cale. Doar că Alexei Petrovici nu era deloc de acord cu asta și îl găsea pe nefericitul său nepotori unde ar fi plecat. Da, mormăi maxim cu reticență, apropiind telefonul de ureche. Anatolie reduse volumul în mașină pentru a nu fi descoperiți de beisurile care răsunau din difuzoare, iar Marina continua să chicotească, o altă blondă prostuță, ce să-i faci? Maxim nu le plăcea să-și introducă prietenele în problemele sale de familie, iar ele, necunoscându-i bunicul, considerau relația lui cu Alexei Petrovici ca pe ceva amuzant, ca o anecdotă. O anecdotă bună, nimic de zis. Maxim ar fi vrut să vadă cum s-ar amuza ele dacă cineva le-ar controla fiecare pas. Unde ești? Crăcni bunicul. Judecând după voce, nu dormise deloc, deși era două noaptea. Și ce nu-l lasă să doarmă? Ca toți bătrânii normali, trebuie să controleze totul. La Anatolie, mor mai Maxim sperând din suflet că interogatoriul se va încheia aici. Și cu ce vă ocupați acolo, mă rog? Acum Anatolie început să chicotească, găsind conversația foarte amuzantă. Maxim îi aruncă o privire furioasă și șopti doar cu buzeleți mai bine taci, apoi, adresându-se bunicului, ne uităm din nou la terminator, bunicule. De ce acest interogatoriu? Nu mai am cinci ani. De aceea te întreb, pentru că nu ai cinci, rosti didactic Alexei Petrovici. Când erai mic, aveai mai multă încredere. Acum trebuie să te supraveghezi aproape. Și, după o scurtă pauză, adăugă-ți vino acasă imediat. Maxim nu reuși să protesteze. Apelul se întrerupse. Tot ce putea face acum era să-și exprime indignarea în fața unor oameni care nu-l luau în serios. Bătrânul insuportabil, cu paranoia lui veche, s-a agățat de mine. Trebuie să mergi acasă? Întreba Anatolie, aparent preocupat, deși ochii lui trădau o prefăcătorie. În realitate, voia să râde de prietenul său ghinionist, căruia ai fusese dată o familie atât de problematică. Da, mormăi Maxim. Marina, schimbându-și privirea nedumerită de la unul la altul, întrebă ce s-a întâmplat. Maxim trebuie să meargă acasă, anunță Anatolie, abia reținându-și râsul. De ce? Trebuie să se culce. Bunicul lui îl va pune în pat și îi va cânta un cântec de leagăn. Taci, mormoi Maxim. Deci, nu mai mergem în club. Întrebă fata din ce în ce mai surprinsă. Mergem să dansăm. Anatolie ridică din umeri. Se pare că nu. Vezi tu, prietenul tău este așteptat de lapte și griș. Așa că obișnuiește-te. Dacă vrei, îl ducem pe micuțul nostru acasă și mergem împreună. Noaptea e încă tânără. Maxim nu se putu abține și îi dădu un pumn prietenului său în ceafă. Anatolie se întoarse să-i dea replica. Nimeni nu acorda atenție drumului, cu excepția fetei, care brusc țipă, se ghemui și își acoperi capul cu mâinile. Anatolia aruncă o privire la drum și țipa aceleași cuvinte care îi veneau în minte lui Maxim când își amintea de bunicul său. Nu reușiră să vireze pe acostament. Se auzi un zgomot surt, iar mașina iește pe drum fără niciun ajutor din partea lui Anatolie, apoi se opri. Maxim a urât toată viața spitalele cu mirosul lor sufocant de medicamente și senzația de disperare completă care plutea în aer. Policlinicile municipale erau și mai rele, cu pereții vopsiți în culori mohorâte, parcă destinate doar acestor locuri. Pe aici pe colo, ca ornamente, erau afișe descriind simptomele diverselor boli îngrozitoare, citind care orice om, chiar și cel mai calm și încrezător, putea deveni ipohondru. Maxim, Având o sănătate robustă și apelând rareori la clinici private, se afla într-o stare apropiată de depresie. În locul unui acvariu cu pești aurii și a unui televizor cu ecran mare, acolo unde mergea de obicei Maxim, aici era doar un afiș mare despre tuberculoză. De când ajunsese la clinică, Maxim studiase afișul în detaliu și acum, probabil, putea consulta pacienții la fel de bine ca un academician. Singura lui întrebare era ce face un astfel de afiș în secția de traumatologie. Oricum, nu avea cui să întrebe și Maxim se chinuia, întrebându-se când îl vor lăsa să plece. Ușa cabinetului din apropiere se deschise și Marina ieși de acolo cu o mână în gips și cu urme de rimel pe obraj. La vederea feței ei, Maxim înțelese că lucrurile stăteau prost. Tu, spuse ea furioasă, apropiindu-se și împinându-le cu un deget în piept atât de tare încât el se sprijini de perete. Eu, răspunse Maxim. Pe bune, bănuia care era motivul nemulțumirii fetei. Mâna ei dreaptă, la fel ca și stânga lui, era în gips și pe o panglică. Asta nu aducea bucurie nimănui, dar să-l facă pe el vinovat de toate acestea era oarecum nedrept. Totul este din cauza ta, scuipă Marina. Fața ei se schimbă nosii de furie și nu mai era atât de drăguță. Maxim se întrebă pentru prima dată ce găsise la ea. Și eu ce am de-a face cu asta? Anatolie era la volan. Dacă nu ar fi fost grădinița asta cu bunicul tău, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat. Dacă cineva nu ar fi chicotit fără oprire și nu s-ar fi băgat unde nu e chemat, nimic nu s-ar fi întâmplat și, de fapt. Nu te-am rugat prea mult să vii cu noi, te-a invitat singură. Asta nu era chiar adevărat. Maximul invitase el însuși în club și chiar folosise câteva complimente de rutină când fata, previzibil, începuse să se ferească, dar trebuia să se apere cumva. Marina îl privi câteva momente, umflându-se de furie din ce în ce mai mult, apoi îi dădu o palmă. PORC! Neoriginal! murmură Maxim, urmărind-o cu privirea. Chiar și în rochea ei șifonată și cu mâna în gips, fata arăta seducătoare, dar obrazul care ardea după palma ei avertiza că frumusețea poate fi periculoasă. Anatolie, care a la colț exact la timp pentru a prinde această scenă, fluieră surprins. Cum te-a lovit? Era motiv. Ea crede că da. Și care e motivul? Tot același. Bunicul meu, care reușește să-mi strice viața chiar și fără să fie prezent. Maxim privi la prietenul său și oftă. În regulă. Uităm. Tu cum ești? Întreg. Nu se vede. Anatolie indică cu un gest semnificativ către bandajul care îi împodobea capul și dădu din mână. M-a lovit tare, dar se pare că nu am comoție. Mai trebuie să fac tomografie și vedem. Tăcura amândoi. Apoi Anatolie observă posomorât. Mașina a avut de suferit mai mult. Acum va trebui să mă ocup de ea, nici nu știu de unde să iau bani. Maxim voia să declare cu generozitate că va rezolva toate problemele, dar a tăcut prudent. Cunoscându-le pe bunicul său, se putea spune cu certitudine absolută că problemele lui Maxim abia începeau de parcă citindu-i gândurile, telefonul din buzunarul lui Maxim piuind insistent. Prietenii se priviră sumbru. Bunicul tău? Întrebă Anatolie mai degrabă afirmativ. El însuși. Acum începe. Maxim nu a avut timp să spună nici măcar chialo sau ceva de genul acesta. Doar duse telefonul la ureche și bunicul întrebă sumbru. Unde ești? La Anatolie, Simțindu-mă ca un copil supraponderal, mormăi Maxim. Era umilitor să te raportezi la 20 de ani unde te afli și ce faci, și și mai umilitor era că martorii acestor discuții erau deseori prietenii. Unde este Anatolie? Întrebă bunicul. Maxim aruncă o privire către prietenul său. Întrebarea suna ciudat, ca și cum ar avea o capcană, de parcă Alexei Petrovici ar fi știut deja unde se află nepotul său. Acasă la el, sperând la ce e mai bine, răspunse Maxim. Iar casa lui, trebuie să presupunem, este acum spitalul sau a devenit medic și nu a spus nimănui. Prietenii se priviră surprinși. De unde știa asta? Întrebă Maxim. Dincolo, răcni bunicul într-o voce surprinzător de puternică pentru cei 67 de ani ai săi. Vino acasă imediat. Aici vorbim. Fără a aștepta ca nepotul său să-și adune gândurile, închise telefonul. Prietenii se priviră din nou. Anatolie spuse profunți, bunicul tău este un om înfricoșător, un fel de maniac. Asta am înțeles de mult timp. Și tu înțelegi că te urmărește. Și nu se știe când a început asta. De unde crezi că a aflat unde ești? Crezi că are oamenii lui în spital? Întrebă Maxim surprins. De ce nu? Ce, ai uitat despre cine vorbim noi aici. Nu m-aș mira dacă ar avea oameni nu doar în spital, ci și în orice birt din orașul ăsta. Bunicul tău este cineva, știi tu. Maxim înțelegea, mai bine decât oricine. Alexei Petrovici era considerat un om atotputernic în oraș. Și în copilărie lui Maxim i-a plăcut asta. Toate jucăriile dorite erau ale lui, orice distracție îi era accesibilă. Lui Maxim i-a plăcut asta până când bunicul nu și-a îndreptat atotputernicea împotriva lui. Cu câțiva ani în urmă, a devenit obsedat de control și nu-i permitea nepotului să facă un pas fără să știe. Au început toate acele interogatorii despre unde și cu cine își petrece timpul, predici și critici. Se pare că toate acestea erau doar începutul, adevăratele probleme abia acum începeau. Ideea că ar putea fi urmărit nici nu i-a trecut prin cap lui Maxim. Și această veste i-a dat un șoc. Nu poate fi adevărat. Mormăi, așezându-se pe o bancă. În mintea lui Maxim se învârteau amintiri despre toate excursiile și petrecerile la care a participat. În timp ce aparent se odihnea la cabana lui Anatolie sau se uita la filme cu el. Judecând după ce știe bunicul tău, poate, spuse Anatolie. Sper să nu fi avut un fotograf. Ar fi fost niște poze interesante? Întrebă Anatolie curios. Pentru bunicul meu totul este interesant. O poză cu noi dansând pe barul lui Andrei ar fi valorat ceva? sau când te-ai luat cu Katia chiar în restaurant? Își Anatolie. Sau era Marina? Maxim își acoperi fața cu mâinile și ceru, și nu mai continua, te rog. E deja rău. Anatolie continua să stea în preajmă, așteptând ceva. Apoi spuse ți trebuie să mergi acasă. Să mă omoare acolo. Bunicul tău are mâinile lungi, spuse Anatolie profund, folosind o frază împrumutată dintr-un film. Te va găsi oriunde. Dacă nu te duci singur, vor veni niște tipi după tine. Asta vrei? Nu are niciun fel de tipi. Nu mai sunt anii 90, răspunse Maxim, dar se ridică. Alexei Petrovici nu era șeful mafiei, dar avea niște bodyguards și nimeni nu putea garanta că aceștia nu așteptau deja la ușa spitalului, gata să-l ia pe nepotul șefului lor temerile lui Maxim nu s-au adeverit. Nimeni nu l-aștepta, a deși, poate, asta era mai rău. A trebuit să cheme un taxi și să aștepte 10 minute în plus în fața spitalului, până când o mașină veche a venit din celălalt capăt al orașului. Să mă sun dacă supraviețuiești, i-a spus Anatolie, care uitase de toate supărările. Și tu, a răspuns mecanic Maxim. Mie ce Pavel am fost atins doar superficial, dacă acel camion ne-ar fi lovit frontal. Bine, ne vedem curând. Anatolie s-a îndepărtat încet, iar Maximul îl privea cu invidie. Problemele prietenului său cu mașina îi păreau neînsemnate în comparație cu bătrânul furios care îl aștepta acasă. Alexei Petrovici, care îl aștepta în biroul său, era într-adevăr iritat și asta e puțin spus. Neputând să stea la masă, se plimba înainte și înapoi prin birou și se uita mereu la ceas. Toată situația îi se părea la fel de stupidă și absurdă ca și nepotului său de 20 de ani, un băiat adult, înalt de 1,80 m, pe care trebuia să-l controleze ca pe un copil mic. La vârsta lui eu, a rostit automat Alexei Petrovici și s-a oprit. Probabil că nu era cel ideal demn de a fi dat exemplu. Dar Maxim nu trebuia să știe asta. El, în cele din urmă, a apărut, stătea în pragul ușii ca un adolescent vinovat. Alexei Petrovici trebuia să recunoască că tinerii de azi erau de o infantilitate rară. Închide ușa, a mormăit el, așezându-se în fotoliu. Maxim a închis ușa și s-a întors din nou spre el, evitând să-l privească în ochi. Alexei Petrovici scrâșni din dinți, observând gipsul pe mâna nepotului. Dar nu se aplecă la compasiuni pentru a nu-l încuraja. Maxim nu va afla asta din motive pedagogice. Ei bine, ai avut o seară frumoasă? a întrebat Alexei Petrovici, făcându-se comod în fotoliu. Normal, a răspuns Max cu voce joasă, evitând în continuare privirea lui. După tonul cu care a spus asta, nu părea că avea de gând să-și recunoască vina. Trebuie să-l presez până la capăt. Și ce e cu prietenul tău? De când lucrează el la spital? Maxim, în sfârșit, l-a privit, indignat și furios, ca un pui de lup hăituit. Nu era încă un lup, și, judecând după faptul că ajunsese deja la fracturi, avea toate șansele să nu devină niciodată. Știi totul și mă întreb doar pentru că vrei să auzi de la mine. Ce a fost asta? și vreau să știu de ce mă urmărești și de când. Aici Alexei Petrovici a fost surprins. Nepotul său nu-i vorbise niciodată astfel. Ultimul an a evitat să iasă în cale, dar rămite să vorbească cu el. Așa că te-a prins cu adevărat, Alexei Petrovici a ridicat din umeri. Dacă nu pot obține răspunsuri direct de la tine, sunt forțat să le obțin prin mijloacele pe care le am la dispoziție este josnic. Uite cine vorbește despre josnicie. Minți bunicul, cheltui banii lui și spui că te uiți la televizor ca un îngeraș, asta este frumos. Dar tace! Alexei Petrovici s-a ridicat și a lovit cu pumnul în masă. M-am săturat de tertipurile tale. Nu-ți dau bani ca să-ți rup gâtul undeva. Atunci nu mai da, a spus a aprins Maxim. A înțeles prea târziu ce spunea și a mușcat limba, dar nu mai putea retrage ce a zis. Nu-ți voi da, a spus Alexei Petrovici, până nu te vei comporta ca un adult. Niciun ban. Și dacă nu te schimbi, te dezmoștenesc. Las totul la niște orfelinate sau statului. Măcar cineva să profite, oricum vei risipi totul. Maxim stătea ca de trăsnet, privindu-le de parcă aștepta ca bunicul să râdă și să spună o glumă. Dar el doar a întrebat-o a înțeles. Maxim a dat din cap, deși era complet confuz, nu putea înțelege nimic, nici cum a ajuns în această situație, nici cum să iasă din ea. Alexei Petrovici a făcut un gest cu mâna o atunci du-te și dormi, nătărăule, să nu te mai văd. Maxim nu a răspuns, în mintea lui deja își formula un plan disperat a spus că mă dezmoștenește, i-a spus Anatolie pentru a zecea oară. Maxim a dat din cap. Paharul de bere pe care îl ținea părea prea greu, fie pentru că nu dormise destul și nu avea chef să bea nimic, fie pentru că evaluase costul acelui pahar în bani. Am ajuns de râs, am urmăit Maxim. Curând voi căuta unde e mai ieftină pâinea cu câțiva lei. Cumperi de spâine. A întrebat Anatolie, nu, dar cu toate astea, curând va trebui, dacă bunicul își îndeplinește amenințarea. Hai, nu te mai plânge! Nu te va lăsa fără mâncare și nu te va da afară. Vei sta la masă cu el ca un copil exemplar. Maxim i-a aruncat o privire prietenului, de parcă ar fi vrut să-i arunce paharul de bere în cap, dar s-a abținut, nu voia să-și risipească berea, poate ultima din viața lui trebuie să-i dovedesc, că a spus Maxim. Că sunt mai serios ca niciodată. Cum vei face asta? Te vei apuca să termin facultatea, poate? Poate i-a dat din cap Anatolie. Dar îți va lua doi sau trei ani, căci nu ai bani pentru cadouri profesorilor. Va trebui să muncești cu capul, știi? Maxim a dat din cap. Nu voia să aștepte atât de mult. Să petreacă cei mai buni ani sub supravegherea bunicului și fără bani, pentru asta s-a născut? Să-i dovedesc seriozitatea intențiilor, a murmurat Anatolie. De obicei, asta se spune când promiți să te căsătorești. Cu cine? Cu cine contează? Cu Marinica. Am văzut cum se ținea de tine. Se ținea, apoi mi-a dat o palmă, am urmăit Maxim, frecându-și obrazul credeam că va rămâne un vânăt. Dragostea e crudă, a râs Anatolie. Femeile sunt așa. dă un inel și îți va ierta totul. Dar să ai bani să cumpere acel inel. Iar cu Marinica, nu te vei descurca doar cu un inel. Va trebui să organizezi o petrecere, o lună de miere, să inviți jumătate din oraș. Nu vreau să mă însorc la întrerupt maxim ce nuntă la vârsta mea. Toți se vor distra, iar eu voi avea grijă de copii. Unde te-ai dus cu gândul? Ce copii? Eu îți propun o căsătorie fictivă, doar ca să-l liniștești pe bunicul. Apoi poți face ce vrei. Căsătorește-te, liniștește-le pe bătrân, iar apoi vezi ce faci. Și distrează-te. Maxim a reflectat puțin, nu a găsit motive să refuze și a oftat. Trebuie să găsim o fată care nu va cere prea multe, de care să putem scăpa rapid. O șoricică gri, a zis Anatolie. Cineva de care nimeni nu va observa. Așa o fată va fi fericită și cu un inel de sârmă. Dar unde să o găsim? Șoricicile gri nu făceau parte din anturajul lui Maxim. Și, cu o reflecție lucidă, a trebuit să recunoască că niciuna dintre fetele pe care le cunoștea nu ar accepta un inel obișnuit de sârmă și ar cere un preț prea mare pentru această aventură. Poate ar trebui să căutăm la țară, a sugerat el. Să mergem într-un sat îndepărtat și să găsim cea mai săracă casă, unde un bătrân stă pe cuptor, ca bunicul tău, a râs Anatolie. Ești un povestitor. Nu, vom găsi o mireasă în oraș. Sunt destule fete simple pe aici. Fără să se consulte, au privit amândoi pe fereastră, de parcă fata potrivită trebuia să treacă pe acolo chiar atunci. Barul de bere era în centrul orașului, așa că erau multe persoane în jur, dar niciuna nu era candidata ideală. O școlăriță am urmăit Anatolie, urmărind cu privirea una dintre fete. Asta e toată în aur, la ce trebuie un băiat ca tine?" Dar ce zici de aia? E mai bătrână ca mama mea. Așa e, bunicul tău nu va crede că vrei să te căsătorești cu ea. Anatolie s-a uitat undeva și a zâmbit. Uite, cred că ți-am găsit o mireasă. Maxim a urmat privirea lui și a înțeles despre cine vorbea prietenul. Pe o bancă, lângă stația de autobuz, stătea o fată care își freca ochii, de parcă tocmai se trezise părea să aibă între 18 și 20 de ani, greu de spus exact. Era îmbrăcat într-un tricou alb moale și blugi, cu părul roșu ciufulit. E o vagabondă, a spus Maxim. Dar e drăguță. Și chiar dacă e vagabondă, ce contează? Ne e mai bine nouă. Nu facere multe pentru ajutorul ei. Hai să o cunoaștem mai bine. Dacă ceva nu merge, Plecăm. Prima dată? Maxim a lăsat paharul jos și s-a îndreptat fără tragere de inimă spre ușă. Toată ideea de a se căsători îi plăcea din ce în ce mai puțin. Fie că era doar o altă distracție stupidă, un caz de povestit prietenilor, nu știa cum să o aducă pe ea la oficiul de stare civilă. Când prietenii s-au apropiat de fată, aceasta continua să se aranjeze scoțând o glinjoară dintr-o mică poșetă tricotată și privindu-și critic reflexia, încercând să-și aranjeze părul ciufulit. Era într-adevăr drăguță și cu un nas ușor cârn, cu ochi mari albaștri, atât de mică și fragilă încât oricine ar fi vrut să o protejeze de lumea crudă. Chiar și Maxima a simțit un moment de cavalerism, deși avea o oarecare dispreț pentru vagabonzi. Anatolie s-a așezat pe bancă și i-a zâmbit fetei. Salut! Ea s-a uitat la el cu surprindere și puțină teamă și a dat din cap, apoi a pus o glinjoară în poșetă și a strâns tare cureaua, de parcă era gata să fugă. Anatolie continua să zâmbiască. Putem face cunoștință? Eu sunt Tolian. Anatolie, de fapt. Iar tipul acesta care stă în spatele meu e Maxim și are o treabă cu tine. Fata s-a uitat la Maxim, iar el i-a făcut un semn cu mâna. Nu a reușit să zâmbească la fel de fericit ca prietenul său, în loc de zâmbet a ieșit ceva neclar. Aproape cu aceeași expresie cu care intra în cabinetul dentistului când trebuia să-și trateze dinții. Ce treabă! Vocea fetei era clară și dulce, dar, contrar așteptărilor lui Maxim, deloc speriată. Se părea că o subestimase, în caz de ceva ar fi putut să riposteze cu acea poșetă, în care putea fi ceva greu. Prietenii s-au privit unul pe altul. Să spui direct umărită te cu mine, ui era ridicol, dar cum să te apropii? Maxim nu avea nicio idee. De atâtea ori s-a întâlnit cu fete și acum deodată era pierdut. Poate vorbim despre asta în altă parte? A întrebat el. Vrei să mănânci ceva? Putem merge la un cafe și să comandăm ceva. Fata a clătinat din cap. Nu am prea mulți bani, așa că, probabil, refuz. Ce bani? Noi te invităm. A exclamat Anatolie prea vesel, ca un moș Crăciun care împarte cadouri. Așa-i, Max. Comportă-te normal, nu fi de lemn. Sigur, te invităm, a fost de acord Maxim, Întrebându-se câte ori mai poate invita fete înainte să ajungă să pună dinții pe raft. Comandă tot ce vrei. Fata a reflectat puțin și a oftat. Bine, probabil nu am altă opțiune. Să mergem, dar pe jos. Nu mă urc în mașină. De ce? S-a mirat Maxim, deși nu putea să o ducă cu mașina chiar dacă ar fi vrut. Alexei Petrovici i-a confiscat mașina începând să-și pună în aplicare amenințările de confiscare a bunurilor. Îi e frică că suntem maniacii și o vom duce cine știe unde, a explicat Anatolie. E clar? A, da, desigur. Am fața unui infractor căutat de poliție. A spus Maxim Jignit. Fata a zâmbit. Nu am avut asta în vedere. Ce fel de criminali sunteți? Unul cu mâna ruptă, celălalt cu capul bandajat. Doar aștept o prietenă. Ea promisese că va veni, dar întârzia. Putem să stăm în cafeneaua aceea de vis-a-vis, -vis, astfel pot vedea stația. Dacă prietena mea vine, o voi invita să ni se alăture. Zâmbetul necunoscutei era drăguț, iar fața ei s-a transformat imediat, nefiind deloc asemănătoare cu a unei vagaboande. Și mai degrabă a unei fete care a trecut prin niște necazuri. Și Maxim, deși de obicei nu se interesa de problemele altora și prefera să nu-și bage nasul unde nu era invitat, simțea acum o dorință de a afla ce se întâmplase cu ea. Eu sunt Alexandra," a spus ea, întinzându-i mână. Maxim a răspuns cu o strângere de mână, puțin încurajat de faptul că fata le evidențiase pe el, dar bucuria s-a risipit repede. Alexandra a întins mâna și lui Anatolie. Evident, pentru ea erau doar niște necunoscuți cu care să-și petreacă timpul. Nu găsea nimic special la niciunul dintre ei. Deci, poate, mâna ar putea juca pe milă și să vadă ce se întâmplă. Au intrat în cafenea și s-au așezat lângă fereastră. Alexandra nu voia să piardă din vedere stația. O chelneriță venite la masă, i-a privit ciudat, observând bandajele, gipsul și hainele mototolite ale Alexandrei, dar nu a pus întrebări, doar a zâmbit de complezență. Bună ziua! Meniul, vă rog! Mulțumesc că a dat din cap Anatolie. Acum vom comanda. Deci, să comandăm. Așa-i, Alexandra? Max sărbătorește astăzi și ce sărbătorește. Devine adult. A împlinit 18 ani, a spus fata, înviorându-se. Felicitări! Am împlinit 18 ani acum 2 ani, am urmăit Max, arătându-i prietenului său un pumn. Astăzi au apărut primele probleme pe care trebuie să le rezolv. De aceea te-am găsit pe tine, a adăugat vesel Anatolie. Ca să-ți rezolv problemele. A întrebat Alexandra uimită. Dar cum aș putea ajuta? Oh, e o poveste lungă, a spus Maxim, căruia îi venise brusc inspirația. Înțelegi, bunicul meu e un om foarte dur și nedrept. Își inventează probleme și le creează din nimic. Ieri, când am ieșit cu Anatolie, niște huligani s-au luat de noi. Știi tu, cei care te întreabă dacă ai o țigară iar apoi se iau la bătaie, indiferent de răspunsul tău. Așa am pățit și noi. Da, a dat din cap Anatolie. Vremurile sunt așa acum, e periculos să ieși la plimbare. Vocea lui era plină de sinceritate, ca și cum ar fi fost pe scenă, dar privirea Alexandrei încă exprima îndoială. Și ei vau. Fata nu a terminat, arătând spre bandajul care decora capul lui Anatolie. Alexandra a meditat câteva momente, aparent nefiind în stare să găsească nimic suspect, și a întrebat, și ce a zis bunicul tău? M-a acuzat de tot ce s-a întâmplat, a declarat supărat Maxim. A spus că ar trebui să stau acasă noaptea. Oamenii deștepți fac asta și e timpul să devin serios. Poate că are dreptate, a zâmbit Alexandra. Noaptea poate fi periculos afară. Poate, dar riscul este un lucru nobil, a răspuns Maxim. Și tu ai petrecut noaptea pe o bancă și nu ți s-a întâmplat nimic. Fiecare alege cum să trăiască. Maxim și-a dat seama prea târziu că a spus o prostie, doar după ce Anatolie i-a făcut un semn clar cu degetul la tâmplă. Alexandra s-a întristat și a spus încet, nu am ales asta, așa s-a întâmplat. Nu vrei să împărtășești. A întrebat Maxim, sigur că fata îl va respinge. Ea a clătinat din cap. Probabil că nu. E personal. Atunci, bine, a spus stânjenit Maxim, schimbând priviri cu prietenul său. Dar mă vei ajuta. Bunicul zice că mă va dezmoșteni dacă nu mă pun pe picioare. Nu-mi va da bani pentru facultate și nimic altceva. Telefonul Alexandrei a sunat. Întrerupându-le. Ea s-a luminat și a scos telefonul din geantă. Salut, Vic, unde ești? Te aștept de mult. Prietena ei spunea ceva înapoi, dar cuvintele nu se puteau deuși. Vocea ei era animată și chiar veselă, dar fața Alexandrei devenea din ce în ce mai tristă. Speranța care o luminase cu un moment înainte dispăruse complet. Am înțeles, Vic dar acum. A spus ea cu o voce stinsă și a pus telefonul înapoi în geantă. La masă s-a așternut o tăcere tristă. Chiar și glumețul Anatolie nu găsea nimic de spus. Ai și tu probleme? A întrebat el cu compasiune. Alexandra a dat din cap. Da. Am plecat de acasă și acum nu am unde locui. Prietena care promisese să mă ajute a plecat undeva cu prietenul ei. Acum nu-i mai Pavel de mine. Nu știu ce să fac. Prietenii s-au privit din nou. Anatolie i-a făcut un semn lui Maxim. Cred că ai doar o singură opțiune, a spus el energic, să pleci tu undeva cu un băiat. Dar nu am pe nimeni. Acum ai de Anatolie, a arătat spre prietenul său. Mărită-te cu el. E o glumă? Alexandra s-a ridicat să plece. Maxim a prins-o de mână și a ținut-o pe loc. Este absolut serios. Pot chiar să ți fac o cerere în căsătorie, să mă așez în genunchi și toate cele. Doar ascultă-mă, bine. Iar eu voi face comanda, a adăugat Anatolie, pentru că simt că vom avea o discuție lungă. Când a ieșit din taxi Alexandra a privit cu uimire casa în care au ajuns și era de ce să fie uimită. Probabil nu mai fusese niciodată într-o astfel de reședință, cu trei etaje, o grădină înconjurată de un gard forjat care semăna cu o fortăreață. Tu locuiești aici? A întrebat ea surprinsă. Maxim a dat din cap, simțindu-se cumva stânjenit în fața fetei, ca și cum ar fi adus-o acolo doar pentru a-i arăta bogăția. Deci, nu era chiar a lui. Dacă planul lor nu reușește, toți acești bani vor rămâne bunicului, iar el va ajunge, probabil, să doarmă și el pe undeva. Îți amintești ce am convenit? A întrebat el. Că suntem îndrăgostiți, nebunește unul de altul, a confirmat Alexandra, dar cred că nu va merge. De ce crezi asta? Nu ne cunoaștem aproape deloc și vom încurca povestea. Și nu ne privim unul pe altul așa cum se privesc îndrăgostiții. Și cum ar trebui să ne privim? a întrebat Maxim. Asta nu se poate învăța, a răspuns rușinată Alexandra. Când te îndrăgostești, totul vine de la sine, fără eforturi. Atunci Maxim a deschis larg ochii și a încercat să pară cât mai binevoitor posibil. Alexandra a râs. Așa arăți exact ca un maniac care m-a atras aici pentru a mă mânca. Nu mai face asta, te rog! Comportă-te natural și va fi bine. Hai să intrăm, să vedem ce muzeu aveți aici. Mergând pe aleia care ducea la casă, Alexandra se uita mereu în jur. Maxim a realizat cu surprindere că nu era impresionată de conac, ci de trandafirii care creșteau de-a lungul alei. Ce frumusețe! atâtea nuanțe diferite. Niciodată nu am văzut atât de mulți trandafiri la un loc. Ne străduim, a confirmat cu mândrie Maxim, deși nu avea o mare pasiune pentru flori. Și cine se ocupă de toți aceștia? A întrebat Alexandra. Grădinarul nostru, Nicolai Ivanovici. Uite, acolo e el. Nicolai Ivanovici, bună ziua! Grădinarul, pe care Maxim îl numea simplu Ivanic. Dacă era surprins, nu a arătat asta. S-a desprins de la tufișurile pe care le tundea și le-a făcut cu mâna. Aceasta este logodnica mea, Alexandra, a prezentat-o Maxim. Te rog să o respecti și să o iubești. Încântat de cunoștință. Grădinarul s-a apropiat, a tăiat un trandafir alb și l-a oferit Alexandrei. Acesta este pentru tine. În onoarea cunoștinței. Vestea despre nunta lui Maxim nu a stârnit vreo reacție. Probabil nu a luat-o în serios. Alexandra a fost încântată de cadou. E atât de delicată. Mulțumesc. Nu m-a crezut, a spus Maxim trist când s-a îndepărtat de grădinar. Cred că am greșit ceva. Cred că în această situație totul este greșit, a spus Alexandra. Cred că ar trebui doar să discuți deschis cu bunicul tău și să lămurești lucrurile. Sunt sigură că vă veți înțelege. Poate ar fi trebuit să te sărut? Atunci Ivanic ar fi crezut, a continuat Maxim. De exemplu, așa. S-a plecat și a sărutat-o pe fată. Alexandra s-a retras indignată și a ridicat trandafirul ca pe o armă. Ce-ți permiți? Dar suntem logodnici, nu? A spus Maxim surprins. Și logodnicii se sărută uneori, așa că... Logodnicii adevărați, nu și. Vorbește mai încet. A cerut Maxim îngrijorat, privind la ferestre. Toate erau închise, dar cine știe, bunicul ar putea apărea când nu te aștepți sau ar putea avea microfoane în grădină. Și nu mă mai sărută așa ca și cum mai iubi cu adevărat, a spus strict Alexandra. Hai să intrăm în casă. Cu cât vorbim mai repede cu bunicul tău, cu atât mai bine. Asta e o atitudine, a aprobat Maxim. Îl vei dobor pe bunicul meu, nu va rămâne nimic din el. Alexandra nu a reacționat la acest comentariu, ci și-a ridicat bărbia și a mers hotărâtă spre casă. Maxim a urmat-o se părea că alegerea Alexandrei ca era o decizie bună. Alexei Petrovici respecta oamenii curajoși, iar această fată nu părea să fie de genul care să-l lingușească. Totul va fi bine, și-a spus el. Bunicul va înțelege că a fost nedrept și totul se va rezolva. Intrând în casă, Alexandra s-a uitat în jur și, fără să acorde atenție splendorii interioarelor, cum ar fi coloanele albe din holul spațios și mobilierul scump, a întrebat, unde trebuie să mergem? Biroul bunicului e la etajul 2. La ora asta, de obicei, lucrează, a răspuns Maxim și a văzut că fata s-a îndreptat imediat spre scări, adăugând, poate ar trebui să discutăm mai întâi cum să abordăm conversația, ca să meargă totul bine. Mai bine nu, altfel vom părea actorii răi care repetă un discurs pregătit. Cum va fi, așa va fi. Ai putea măcar să sugerezi ce să fac, că am urmăit Maxim. Nu am voie să te sărut, mă uit greșit. Alexandra l-a privit trist. Doar imaginează-ți că mă iubești. Asta va fi suficient. Ajunși în fața ușii biroului, au rămas nehotărâți. Nu am mai fost așa nervos de mult, a mărturisit Maxim. Chiar și să intru la examene era mai ușor. E neplăcut să înșel pe cineva, a spus Alexandra. Sper doar ca această înșelăciune să nu facă rău nimănui. Ea a deschis ușa și a intrat prima. Maxim și-a pus un zâmbet larg pe față și a intrat după ea. Salut, bunicule, ești ocupat. Alexei Petrovici stătea la biroul său și îi privea cu o surprindere evidentă. Maxim nu știa ce anume uimește pe bunicul său, intrarea lor neașteptată și încă în compania unei fete strălucitoare, sau poate faptul că Maxim l-a numit bunicule lucru pe care nu l-a mai făcut de la 16 ani. Oricum, bătrânul părea uluit. Bunicule, fă cunoștință, a spus Maxim, continuând fără să aștepte un răspuns. Aceasta este logodnica mea, Alexandra. Alexei Petrovici încă o privea pe fată cu ochii mari, ca și cum ar fi văzut o fantomă. Alexandra i-a șoptit speriată lui Maxim, nu te aude, mi se pare că se simte rău. Astăzi vom depune cererea la starea civilă, a murmurat stânjenit Maxim, făcând o altă încercare de a ajunge la conștiința bunicului său. Nu se știe dacă declarația lui Maxim a avut efect sau bătrânului i-a fost rău de la început, înainte ca ei să intre în birou. Oricum, Alexei Petrovici s-a prăbușit de pe scaun. Maxim s-a grăbit să-i acorde ajutor. Cei cu el? A întrebat speriat Alexandra, în timp ce Maxim îl ținea pe bunicul său în brațe, încremenit de șoc și neștiind ce să facă. De unde să știu? Nu sunt doctor. Trebuie să chemăm ambulanța. Așteaptă, vin imediat. Ea a scos telefonul și a început să formeze un număr. Bunicul tău are probleme cu inima? Bunica mea a pățit odată așa ceva. Ea are probleme cu inima. Încerc să nu o agit fără motiv. Niciodată nu a avut așa ceva, am urmăit Maxim. Credeam că nu are deloc inimă. Bunicule, hai deschide ochii, nu ne mai speria. Care e adresa ta? A întrebat Alexandra, strângând telefonul în mână. De emoție, Maxim nu și-a amintit imediat strada și numărul casei. Ce să mai zicem? În acel moment, abia dacă putea spune în ce oraș se afla. Alexandra a chemat ambulanța. A pus telefonul la loc și a observat liniștit: Dacă bunicul tău moare acum, nu va mai fi nevoie de nicio nuntă. Moștenirea va fi a ta te-ai gândit la asta? Acum nu mă gândesc la nimic, care cunoscut Maxim. Să se ducă pe apa sâmbetei banii aceștia. Bunicule, trezește-te odată. Alexandra l-a privit ciudat, dar nu a spus nimic. Au stat așa în tăcere, până când Alexei Petrovici și-a deschis în sfârșit ochii. Bunicule, ești bine. A întrebat Maxim cu grijă, încercând să-și ascundă bucuria. Unde te doare? Bătrânul nu a răspuns. Continuând să o privească pe Alexandra, ea i-a zâmbit stângaci și a dat din cap. Răbdați puțin, vine imediat ambulanța. Alexei Petrovici părea să nu o audă. Privind-o fix, a întrebat încet, Natalia? Ai înțeles greșit, bunicule. Numele ei este Alexandra, l-a corectat Maxim. Taci o secundă, l-a rugat bătrânul, nu te mai potolești deloc. A, deci te simți mai bine, a observat Maxim bucuros și a început să vorbească obișnuit. Are dreptate, a adăugat fata. Mă cheamă Alexandra, iar Natalia este bunica mea, Natalia Stepanovna Jucova. O cunoașteți? O cunoștea pe Natalia. Alexei Petrovici ar fi râs dacă nu l-ar fi durut atât de tare în piept și dacă râsul nu ar fi fost trist. Jucova, a șoptit Alexei Petrovici, nu Novoselțeva. Novoselțeva este numele ei de fată, a confirmat surprinsă Alexandra, deci o cunoașteți. Alexei Petrovici nu a răspuns. În piept încă i dea de două ori mai tare decât înainte să audă răspunsul fetei, atât de asemănătoare cu Natalia lui. Iar ochii s-au umplut de lacrimi. Natalia lui, Oh. Când a numit-o ultima dată a lui, și când a rostit acest nume, fără să se teamă că se va prăbuși complet. Bună! Aștepți de mult? Își asumase, ca de obicei, o atitudine extrem de oficială, pentru ca fata să înțeleagă că întârzierea sa se datora unor probleme foarte importante, nu unei nepaveli obișnuite. Natalia s-a întors a bufnit. Ca de obicei, aproape un sfert de oră. De fapt, întârzierea este un privilegiu al fetelor. Ai uitat asta? Ei, iartă-mă, iartă-mă, Alexei a împăciuit-o cu un sărut pe obraz și i-a oferit o floare. M-au reținut la ședința consomolului. S-au adunat multe probleme. În ultima vreme, mi se pare că aceste ședințe sunt mai importante pentru tine decât mine, a remarcat Natalia, dar fără supărarea de mai înainte. Dacă avea ceva diferit față de toate celelalte fete pe care Alexei le cunoștea, era bunul simț. Natalia știa că toate acele ședințe și activități publice erau cu adevărat importante pentru el, așa că nu insista și nu încerca să-l convingă să renunțe la ele pentru a petrece mai mult timp cu ea. Unde mergem? a întrebat Alexei, suprimițând cu greu sentimentul de vinovăție. Natalia a făcut un gest de gândire. Nu știu. Voiam să mergem la dans sau doar să ne plimbăm pe faleză, dar toate acestea sunt prea neserioase pentru tine. Poate vrei să-mi povestești cum l-ați certat pe Pavel Jucov pentru că a venit biat la institut. Înțeleg. Alexei a strâns mâna și a zâmbit. Lasă-l în pace pe Jucov. A primit destul azi, așa că uităm de el. Și eu vreau să mă distrez, așa că hai să mergem la dans. Vom dansa până vom cădea de oboseală. Să vedem cine obosește primul. Cu siguranță nu eu, a râs Natalia. Tu ești un șoarece de birou. Uneori te gelozesc pe documentele tale. Natalia folosea adesea acest termen, șoarece de birou, dar într-un ton atât de jucăuș, încât era imposibil să te superi pe ea. Alexei însuși ar fi recunoscut că adesea se comporta ca un tocilar, dar ce putea face, așa era viața. De la o vârstă fragedă, de pe la clasa a cincea sau a șasea, Alexei și-a stabilit scopul de a reuși ceva în viață, deși, aparent, Alexei avusese noroc cu familia în care se născuse. Tatăl său era profesor la institut, Mama lucra ca medic în policlinică. În comparație cu majoritatea colegilor săi, Alexei trăia destul de bine, dar nu era suficient. Voia să reușească ceva singur, să atingă înălțimi în carieră fără ajutorul rudelor, pe care, de altfel, nici nu intenționau să-i ofere. Tatăl său era categoric împotriva oricărei pile, așa că, dacă Alexei voia să reușească, trebuia să acționeze deja din școală. În timp ce colegii să jucau fotbal și se îndrăgosteau, Alexei stătea conștiincios cu nasul în cărți și se dedica științei. Cel mai bine se pricepea la biologie, dar nu voia să devină medic, ca mama sau vreun chimist botanist. În primul rând, nu-i plăcea să vadă sângele. Își dăduse seama de asta când prietenul său, Voloșca, s-a lovit tare de bicicletă și și-a jupuit pielea peste tot. Și, în al doilea rând, considera că nu poți realiza multe în știință. Deși tatăl său, ca profesor, părea să nu ducă lipsă, Alexei era sigur că putea obține mai mult. Și cheia succesului său viitor o vedea în munca publică. Mai întâi organizația pionierilor, apoi consomolul, peste tot era în primele rânduri. Nu se poate spune că lui Alexei îi plăcea, mulți îl considerau rigid și pe nedrept, deoarece adesea, în timpul acestor ședințe, el se gândea la orice altceva decât la problemele publice, dorind să iasă din biroul sufocant și să meargă la râu. Ciudat că s-a îndrăgostit de Natalia. Chiar și după mulți ani, Alexei își amintea momentul întâlnirii lor atât de clar, în toate detaliile, de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Întâlnirea a avut loc când era în anul 4. Până atunci, Alexei obținuse rezultate bune învăța excelent, ocupa un loc important printre consomoliști. Se putea spune că trăia și respira institutul, asigurându-și un loc călduț în viitor. Până atunci, nici nu mai știa ce anume însemna acest loc călduț. Se pare că se obișnuise ani la rând să trăiască corect, iar apoi a apărut ea. În acea seară, Alexei se grăbea spre institut. Se apropia întâi mai și avea o mulțime de sarcini. În ultimii ani, lui Alexei se părea că urăște sărbătorile din cauza faptului că cea mai mare parte a organizării cădea pe umerii lui. Acum se grăbea spre institut, dar se gândea că, într-o căldură neobișnuită pentru aprilie, ar fi preferat să meargă la țară și să pescuiască, alungând în țarii și bucurându-se de rara liniște. Alexei se apropia de o intersecție, mai avea puțin până la institut, când în spatele său a auzit claxonul unei mașini. Tot ce a reușit să facă a fost să se întoarcă, apoi a căzut pe pământ împreună cu bicicleta și cu nefericitul ciclist. Îl durea. Alexei simțea că și-a jupuit pielea de pe genunchi, la fel ca prietenul său Voloșca din trecut, și, ce era și mai rău, și-a rupt pantalonii și i-a apărut sânge pe palmă. Conștientizarea acestor fapte i-a aprins în suflet o mânie dreaptă. Te-au învățat să mergi cu bicicleta a strigat el, întorcându-se spre ciclist, și s-a oprit. Văzuse deja acele păr roșu strălucitor înainte și nu se gândea că le va mai vedea atât de aproape. Fata, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a dat din cap, și-a aranjat fusta și s-a așezat confortabil, de parcă stătea un birou, nu pe asfalt, pe una dintre străzile centrale, unde părea că era plin de oameni chiar și noaptea. M-au învățat când aveam cinci ani, tatăl meu m-a învățat. De atunci a trecut mult timp și am uitat câte ceva. Trebuie să încep din nou. Alexei o privea fără să găsească cuvinte, iar fata a adăugat, scuză-mă. Alexei continua să tacă. Fata a ridicat o sprânceană și a întrebat, sau ar trebui să spun, îmi pare rău. Nu se va mai întâmpla? De ce? Nu a înțeles Alexei. Cum de ce? Dacă te hotărăști să analizezi infracțiunea mea la ședință? Se pare că tot se scuză acolo. Ei bine, voi spune fraza necesară în avans și voi pleca, bine. Alexei nu și-a dat seama imediat că ea glumește. Își revenea treptat din șoc și simțea că poate vorbi normal, nu ca un idiot care nu poate lega două cuvinte. Și ce legătură are asta cu ședința? a întrebat el. Dar tu ești Savelaev Alexei, a remarcat fata, arătând cu mâna undeva în sus, de parcă ar fi fost la nivelul soarelui. Nu poți fi atacat fără consecințe. Deci, mă cunoști. Da, toată lumea te cunoaște, l-a asigurat fata. În ochii ei jucau sclipiri. Dacă ar fi fost altcineva în locul ei, Alexei ar fi răspuns la glumele ei. Ar fi răspuns bine și nu ar fi scăpat doar cu o analiză la ședință. Dar împotriva acestei fete nu putea face nimic. Cu surprindere a realizat că un zâmbet al ei era suficient pentru a-l lega și a-l transforma într-un idiot. Deci, faima mea mă precede, a oftat el. Înțeleg. Și tu cum te numești? Novoselțeva, Natalia, a raportat fata și i-a întins mâna. Îmi pare bine să te cunosc. Deci, probabil, nu prea bine pentru tine. Oh, ai sânge! Natalia a privit îngrozită mâna lui, apoi a privit fața lui Alexei și, sinceră, fără urmă de zâmbet, a spus, iartă-mă, te rog! Nu am vrut. Nici eu, a zâmbit Alexei. Ei bine, așa a ieșit. Și tu-ți-ai rănit genunchiul. Poți să mergi? Voi încerca. Fata s-a ridicat stângaci, a apucat bicicleta de ghidon și a făcut o grimasă. Greu, nemernic. Așteaptă, acum. Alexei s-a ridicat repede, ignorând durerea din mâini și genunchi, și a ridicat bicicleta ei. Spre deosebire de ei, bicicleta era în perfectă stare și gata să rănească oameni în continuare. Mulțumesc! Natalia s-a prins de ghidon și a încercat să se așeze pe șa, dar Alexei a mutat bicicleta într-o parte. Te-ai lovit la cap? Mă gândesc la ce aș face în locul tău, a spus Natalia. Nu am de ales. Eu să-l duc pe ghidon. Mi se pare că va fi mai greu. Voi merge o veșnice și la sfârșit voi cădea undeva cu această povară te voi ajuta, a spus Alexei înainte să realizeze sensul cuvintelor sale. Te voi ajuta. Dacă fata a spus că va merge o veșnice până acasă, atunci sigur va întârzia la ședință. De fapt, probabil, nici nu va ajunge. Așa ceva s-a întâmplat doar odată în viața lui și atunci Alexei a făcut gripă, a avut febră de 40 de grade și nu a putut fi prezent fizic și nu ar fi fost rațional să meargă printre oameni, răspândind germeni. Acum, am căzut și eu, a observat o voce timidă în mintea lui Alexei, aceea parte din natura lui care întotdeauna dorea să evadeze din sălile de clasă sufocante. Am dreptul să mă plimb. Alexei nu a avut timp să ia o decizie. Totul s-a întâmplat fără implicarea lui, parcă de la sine. Chiar mă ajuți. A întrebat ea uimită și oarecum neîncrezătoare, de parcă ar fi crezut că e o glumă. Ei bine, am spus că voi minți? Natalia a zâmbit fericită, iar acel zâmbet a risipit toate îndoielile lui Alexei. Mulțumesc mult! Este atât de neașteptat. Alexei a condus bicicleta pe stradă, în direcția din care venise Natalia. Ea mergea lângă el, tăcea își trăgea de marginea rochei cu flori și se gândea la ale ei. Pe Alexei nu-l lăsa în pace ultimele cuvinte ale ei. De ce ne-a așteptat? A întrebat el. Fata l-a privit neînțelegând. Ce? Ai spus că e neașteptat că te ajut. Eu sunt așa un monstru, după părerea ta? Ah, asta? Nu, nu ești un monstru, bineînțeles doar că ești mereu atât de ocupat. Te văd mereu în coridoarele institutului, grăbit, de parcă totul în lume s-ar opri dacă nu participi la ceva. Trebuie să fii peste tot în același timp. Deci asta era părerea ei despre el. La fel ca toți ceilalți, credea că el era doar un tocilar absorbit de munca publică. Deși Alexei și-a petrecut jumătate din viață construindu-și această imagine. Totuși, se simțea jignit. Așa că te ajut, am urmăit el stânjenit, ca bicicleta ta să nu rămână pe trotuar. Ei bine, asta m-a surprins, a dat din cap Natalia. În grupul nostru, toți cred că-ți, Pavel, în primul rând de binele comun și că nu vei ajuta o persoană anume. Chiar am pariat odată dacă ai trece pe lângă un bătrân lovit de o mașină în timpul unei ședințe de tineret. Voi chiar pariați pe mine? Poate și mizați bani? A întrebat Alexei. Nu am ajuns încă acolo, dar dacă ajungem, voi paria că îl vei ajuta și voi câștiga o mulțime de bani, pentru că nimeni altcineva nu va miza pe asta. Înțeleg. Deci mă considerați un fel de demon. Foarte măgulitor. Eu nu mai cred asta, le-a asigurat Natalia, iar aceste cuvinte au fost ca un balsam pentru sufletul lui Alexei. Și eu te-am mai văzut înainte, a spus el. Când? Nu mă amintesc. Nu te-am întâlnit, dar te-am văzut la una dintre ședințe, toamna trecută. Discutam pregătirile pentru demonstrație și eu vorbeam de la tribună, iar tu stăteai în ultimul rând, te tot învârteai și nu ascultai. Și ai reușit să ții minte. Toți se învârteau. Vorbeai atât de mult și plictisitor. Poate că toți se învârteau, dar numai tu aveai părul acela ca un foc de tabără. În sfârșit a spus gândurile cu voce tare, dar cine l-a împins să-și dezvăluie cel mai mare secret, să recunoască că în timpul acelei ședințe visa la o excursie cu cortul în munți și la apa rece izvorului de Narsan. Contrar temerilor lui Alexei, fata nu a râs, ba chiar s-a înroșit, devenind și mai asemănătoare cu un foc de tabără i-a întors privirea și a spus încet, așa deci. Restul drumului l-au parcurs în tăcere. Alexei se învinovățea pentru că a vorbit prea mult, iar Natalia visa cu ochii deschiși și era imposibil de înțeles la ce se gândea. Ajungând la intrarea în blocul ei, Natalia și-a scuturat părul roșu și a zâmbit. Gata, am ajuns. Mulțumesc că m-ai însoțit. Nai pentru ce, a murmurat Alexei. Mi-a făcut plăcere să te ajut. Hai să-l urcăm pe scări. Cum te vei descurca singură? O să-l rog pe tata. Probabil e mai bine să nu vă întâlniți, altfel vor începe întrebările despre cine e acest tânăr serios care vine la mine. Natalia a spus tânăr serios într-un mod atât de amuzant, încât era clar că a preluat expresia de la cineva. Nu sunt atât de serios, a spus Alexei, și sunt capabili chiar de nebuni. Ce nebuni? Natalia a ridicat din numeri. Diverse. În cazul tău, nici nu știu ce să propun. De exemplu, ai fi în stare să chiulești de la 1 mai? Să nu te duci deloc la sărbătoare, să nu te ocupi de organizare și să trăiești o zi pentru tine? E un pariu? A întrebat Alexei. Da, dacă vrei. E o prostie. De ce să pariez pe asta? Dacă fac un pariu, măcar trebuie să știu ce mizare. Nu are niciuna. Deci, poate există una, dacă o putem numi așa. Ea a făcut o pauză lungă, ca și cum ar fi reflectat la ceva. Și care ar fi? A întrebat Alexei. Dacă nu te-ai duce la sărbătoare, am putea, nu știu. Să luăm trenul și să mergem în afara orașului, să ne plimbăm prin pădure, dacă vrei. Cunosc locuri bune acolo. Asta nu mai e un pariu, a observat Alexei. Vocea i s-a răgușit dintr-o dată. Pare mai mult o întâlnire. Deci ești de acord sau nu? A întrebat Natalia. Alexei a reflectat. Să lase un eveniment atât de important cum era întâi mai fără supraveghere, era ca și cum s-ar fi condamnat singur la moarte, dar, pe de altă parte, să refuze invitația Natalie era și mai înfricoșător. De acord, a dat el din cap, împingând în fundal partea sa de natură care țipa că este un prost și un leneș. De ce în pădure? Pentru că în orașul nostru ești cunoscut. Te știe toată lumea. Cineva ne va vedea cu siguranță, iar tu probabil vei spune că ești bolnav. Deci nu trebuie să ne vadă împreună. Când fata a spus aceste cuvinte, fața i-a devenit tristă, dar Alexei nu a observat asta. Încă era înmărmurit de ceea ce hotărâse și nu știa ce sentiment era mai puternic, teama de a fi descoperit sau bucuria. Mergând la întâlnire cu Natalia, Alexei se simțea ca un infractor se gândea dinainte dacă va putea să mimeze credibil un bolnav când prietenii săi vor veni să-l viziteze, pentru că vor veni, nu era nicio îndoială. Alexei nu rata niciodată evenimentele studențești, iar dacă nu venise la demonstrația de sărbătoare, înseamnă că trebuia să fie pe moarte. Dacă ar ști de ce era bolnav de fapt. Inflamație de șmecherie, așa se numește asta. Alexei nu avea experiență în astfel de lucruri, așa că nu a realizat că era cu adevărat bolnav, mortal, incurabil. Boala aceasta se numea prima iubire, dar Alexei nu a recunoscut simptomele ei. Unde te duci așa de vreme? Mama lui a ieșit în hol și îl privea surprinsă cum își încheia și returile de la pantofi. Este doar cinci dimineața. Și deja întârzi, a concluzionat Alexei, privind cu atenție în oglindă. Mamă, arăt bine. Desigur, dragule. Ești cel mai frumos, l-a asigurat mama lui. Dar unde te duci așa? Nu la sărbătoare, Alexei? Cine merge la demonstrație în training? Nu mă duc la demonstrație, ci la gară. Mergem în afara orașului. Să felicităm un profesor. Nu-l cunoști, deja e pensionar un om deosebit, veteran de război. Pieptul lui e plin de medalii. Alexei nu știa de unde venea această minciună și evita să o privească pe mama sa. Înțelegea clar doar un lucru oricât de mult l-ar fi iubit părinții săi. Nu ar fi aprobat întâlnirea cu o fată necunoscută în loc de îndeplinirea obligațiilor sale. De ce de întâi mai? Atunci mai bine mergeai de nouă mai. Dar astăzi e ziua lui de naștere. Gata, mamă, trebuie să plec. Alexei a făcut cu mâna și a ieșit pe ușă, scăpând de alte întrebări. Gândul că prietenii de la institut vor veni la el acasă și vor întreba despre starea lui de sănătate îl îngrijora puțin, dar nu suficient cât să-l facă să rămână acasă. Tatălui plănuia să meargă la țară, deci în câteva ore și părinții vor pleca. Am dormit adânc și nu am auzit soneria, și-a spus Alexei coborând pe scări. În adâncul sufletului său, Alexei știa că avea doar o șansă de a începe o relație cu Natalia și nu putea să o rateze. Dacă această excursie eșua, fata l-ar fi considerat un laș, iar ce era mai rău, un nemernic care lasă bătrânii pe drumuri. Nu putea să decidă ce era mai grav. A ajuns la gară pe jos, noroc că era aproape, la doar trei stații de casă. La acea oră era puțină lume în afară de Alexei, se plimba un măturător, dând fără rost din mătură, și o bătrână dormea lângă o masă cu plăcinte. Alexei nu îndrăznea să se gândească cât de devreme s-a trezit pentru a le coace. Ție foame, dragule? A întrebat ea, ieșind din somn și privindu-le pe Alexei cu ochii adormiți. Alexei a dat din cap că nu, pentru că nu era foame îl cuprinsese o mare neliniște înainte de întâlnirea cu Natalia. Totul se întâmplase atât de spontan cu o seară înainte, iar acum nu știa ce să aștepte. Natalia urma să ajungă la gară la șapte, iar până atunci Alexei a renunțat la precauții, a încetat să mai caute chipuri cunoscute și a cumpărat toate plăcintele de la bătrână. Natalia a sosit la timp, așa cum promisese. În rochia ei albastră arăta foarte drăguț, dar cam nepotrivită pentru o excursie. Probabil Alexei a privit-o puțin ciudat, pentru că fata a întrebat, e ceva în neregulă. Alexei a dat din cap că nu. Totul e bine, doar că țânțarii. Natalia a râs nepaveltoare. Ah, nu-ți face griji pentru asta, pentru ei sunt otrăvitoare. Toți țânțarii vor veni la tine. Ești rea, a zâmbit Alexei. Am cumpărat plăcinte, speram să te bucur. Sunt bucuroasă, mulțumesc. Iar eu am adus un termos mare cu mors rece. Îți place morsul? Cred că da. Și care e diferența între mors și compot? Natalia a râs. Ei bine, vei afla când vei gusta. Ești academician și nu știi asemenea lucruri. Îmi mai zici și academician. Câte porecle am? Multe! Le vei afla cu timpul. Acum hai să mergem, altfel pierdem trenul. Acea zi a rămas pentru Alexei una dintre cele mai fericite din toată viața sa, când el și Natalia erau împreună. Mai mult decât atât, cea mai fericită zi din viața sa. Odată ce Natalia a venit, toate neliniștile lui recente au dispărut. Alexei se mira de sine și nu înțelegea de ce îi fusese atât de teamă. Natalia îl tachina, dar fără răutate. El, surprinzător, reușea să glumească în replică, deși niciodată nu se considerase un glumeț. Înveți la pedagogic? a întrebat el. Îți place să lucrezi cu copii? Natalia a privit visătoare spre pini, ca și cum răspunsul s-ar fi ascuns acolo nu e că îmi place neapărat, dar vreau să fac lumea mai bună. Vreau să ajut oamenii, asta e, de ce tocmai profesor? A continuat Alexei. Ar fi fost mai logic să devii medic. Dacă cineva salvează vieți, aceștia sunt medicii. Nu mi-a plăcut niciodată biologia. Și în ceea ce privește salvarea vieților, poate că voi salva pe cineva, dacă voi educa măcar un copil dintr-o mie să fie mai bun decât ar fi fost fără intervenția mea. Alexei a reflectat la cuvintele ei și a dat din cap. Gândești profund, nimic de zis. De ce ai reușit să vezi dosarul meu personal? A întrebat Natalia. Când anume? Noaptea trecută? Ai fugit la institut, ai cerut cheile de la portar ca să te baci în dosare. Alexei a roșit și a recunoscut că nu. Cu câteva luni în urmă, după acel incident, când te-am văzut la ședință. Nu mă întreb acum am aflat numele tău. Am făcut o adevărată anchetă, ca Sherlock Holmes. Natalia a zâmbit. Bine, nu te întreb. Sper doar că în dosarul meu personal nu scrie nimic despre greșelile mele din trecut. Ce greșeli? De exemplu, cum furam bomboane din dulapul bunicii când aveam cinci ani. Un om corect ca tine ar fi îngrozit să afle asta. Alexei a zâmbit și nu a răspuns. Acum e rândul meu să întreb, a spus Natalia. De ce ai ales să studiezi economia? Această întrebare l-a pus în dificultate pe Alexei. Desigur, știa bine de ce a ales să devină economist. Își planificase viața pe decenii înainte, dar să-i spună fetei că scopul său principal în viață este să câștige cât mai mulți bani, era cam stânjenitor. Nu după ce Natalia i-a mărturisit că visează să facă lumea mai bună. Din fericire, a intervenit o întâmplare. O veveriță a trecut pe cărare, iar Alexei i-a arătat Nataliei. Uite, uite, acolo, pe pin. Fata, tipic locuitoare a orașului, a uitat de întrebare, urmărim fascinată mica veveriță. Iar când au reluat discuția, Alexei a schimbat subiectul și Natalia nu a aflat despre adevăratele lui motive, cel puțin nu în acea zi minunată. Vestea că ei se întâlneau a fost un șoc pentru unii la institut. Alexei, cum deja constatase, era considerat un plictisitor, un tocilar și aproape un procuror care pronunță sentințe la stânga și la dreapta, iar Natalia, să fim sinceri, nu era cea mai exemplară studentă. Critica pe la spate unii profesori ale căror metode de lucru nu o mulțumeau. Uneori lipsea de la cursuri dacă avea alte treburi mai importante, cum ar fi să ajute o prietenă apropiată care ajunsese în spital. Pe scurt, Alexei simțea că Natalia era într-adevăr mai bună decât el, oricât de paradoxal ar suna asta. Ea voia să facă lumea mai bună, în timp ce el se limita la propria viață, și această diferență dintre ei trebuia mai devreme sau mai târziu să ducă la o ceartă. De data aceasta, Natalia întârzia pentru prima dată de când se cunoșteau. Alexei se plimba în jurul monumentului lui Lenin și se uita mereu la ceas trecuseră zece minute. Având în vedere că în relația lor Natalia era cea punctuală, iar el era mereu întârziat din cauza ședințelor, întârzierea ei îl speria. Când a văzut paltonul albastru al Nataliei la intrarea în parc, Alexei s-a repezit spre ea fără să se gândească. În sfârșit! Unde ai fost? M-am tot neliniștit. A spus el în loc de salut. Natalia părea gânditoare, tristă și nici măcar nu a auzit imediat întrebarea lui. Ce? A întrebat ea absent. Eu sunt bine, dar altcineva nu e cine are probleme? A întrebat Alexei mai mult din politețe decât din interes sincer. Dacă îi pavel de cineva în această lume, era doar de Natalia și de părinții săi. Cu aceștia din urmă totul era în regulă, iar Natalia era acum lângă el, deci merita să se îngrijoreze. Pavel Jucov Cine? Alexei nu-și putea crede urechilor. Chiar el avea probleme deja fusese de două ori beat la cursuri. Ultima dată a spart un geam în toaletă și tu îl compătimești. Natalia tăcea. Alexei a observat cu supărare. Mai bine mai compătimi pe mine. În fond, din cauza lui am întârziat la ședințe și la întâlnirile noastre. Îți imaginezi câte minute din timpul nostru a furat. Dar a încercat vreodată să afli de ce se comportă așa. Ai vorbit cu el deschis? Nu am altceva mai bun de făcut decât să vorbesc cu acest alcoolic, a fășit Alexei. Pe fața Nataliei se vedea clar dezaprobarea, așa că el a adăugat, l-am întrebat pe Pavel la ședințe ce s-a întâmplat. De fiecare dată tace ca un partizan. Ai putea să spui totul la o ședință în fața unei sălpline? A întrebat Natalia. Alexei a dat din cap. Da, nu am nimic de ascuns și nici de ce să mă tem. Natalia l-a privit atent și a întrebat neașteptat, așa că nu ai nimic de ascuns. Atunci poate îmi spui de ce ai decis să devii economist. Păreai pasionat de biologie în școală. Pentru că nu suport să văd sângele, a răspuns Alexei după o scurtă pauză. Dar adevărul? Se pare că Natalia nu putea fi păcălită cu răspunsuri evazive deci trebuia să fie mai clar. Alegerea economiei nu e o crimă, a spus Alexei. Dar ce este ilegal în abia dacă ai un motiv? Ce motiv avea el? S-a indignat Alexei. L-a părăsit prietena? Sau nu a reușit să-și serbeze ziua de naștere? Tu chiar nu înțelegi oamenii, a spus Natalia, iar aceste cuvinte sunau ca o acuzație. Dar tu, Văd, înțelegi foarte bine, a replicat Alexei. Ești gata să te iei de oricine care arată ca un alcoolic doar pentru că arată jalnic. Pavel nu e alcoolic, a ridicat vocea Natalia. Bea puțin. De unde știi? Bei cu el? a întrebat Alexei furios. Dacă Alexei nu ar fi fost atât de supărat, nu ar fi spus niciodată așa ceva Nataliei nici măcar nu s-ar fi gândit la ea astfel. Acum, însă, era prea târziu să-și retragă cuvintele. Natalia l-a privit câteva momente și apoi a spus, ar trebui să-ți ceri scuze de la mine și de la Pavel. De la el? Și nici nu mă gândesc. Pentru ce? Să-l numesc alcoolic. După ce a spart geamul, toți îl numesc așa. E pe cale să fie exmatriculat din cauza ta, a ridicat vocea Natalia. Nu eu am spart geamul și nu voi răspunde pentru greșelile altora, nici nu-mi voi cere scuze. Natalia a dat din cap. Asta e tot. E clar. Ce vrei să spui? Nu a înțeles Alexei. Toți spun că Pavel e alcoolic, a spus Natalia ca și cum nu ar fi auzit întrebarea. Și tu ai crezut asta. Dar toți cred și că ești un narcisist umflat, și se pare că au dreptate. Cuvintele Nataliei l-au lovit pe Alexei ca o palmă. În timp ce stătea acolo, uimit, cuvintele ei despre narcisist încă îi răsunau un urechi. Ea s-a întors și a plecat spre ieșirea din parc. Alexei s-a dezmeticit și a fugit după ea. Așteaptă. A strigat el blocându-i calea. Hai să facem cumva să pară că această conversație nu a avut loc. Nu vreau să ne certăm din cauza unui jucov. Savelaev, cu fiecare cuvânt te îngropi și mai adânc. A spus Natalia rece. Un jucov. Și dacă ar fi spus cineva asta despre tine? Încetează să te legi de cuvinte. Ce ar fi trebuit să spun ca să nu te mai porți așa? Natalia l-a privit ca pe un prost. Doar să-ți ceri scuze, Savelaev. Dar pentru tine asta e ceva de neconceput. Natalia a ieșit din parc și a dispărut după colț, iar Alexei a rămas pe loc, uitându-se în gol. Să-și ceară scuze? Pentru ce? Nu se simțea vinovat. S-a dezmeticit și a plecat încet. Pe drum a renunțat la buchetul de flori pe care l-a dusese, oferindu-le unei bătrâne care vindea semințe. De ce faci asta, fiule? a întrebat ea surprinsă. Așa, pentru bucurie. Nu mai trebuie mie. a ridicat Alexei din umeri. Bătrâna părea să fi înțeles totul, fața ei s-a transformat într-o expresie de compasiune, care l-a făcut pe Alexei să vrea să plângă. Te-ai certat cu fata, nu-i așa? A întrebat ea. Nu te necăji, fiule. Totul se va rezolva. Te vei împăca, nu-ți face griji. Principalul e să-ți ceri scuze dacă ai greșit și totul va fi bine. Ea i-a întins lui Alexei un pachet de semințe. El a acceptat darul mecanic, gândindu-se cât de comic ar fi arătat în ochii Nataliei, un narcisist umflat cu un pachet de semințe în mână. Să-și ceară scuze Alexei nu voia sub nicio formă, pentru că nu se simțea vinovat. O ceartă prostească și un pariu prostesc și, în plus, din cauza cui? Din cauza unui neisprăvit ca Jucov, care, în afară de geamul spart, nu se remarcase cu nimic în viața studențească. Mergea mereu plictisit, ne participa la activități, învăța mediocru. Poate Nataliei îi place de el? I-a trecut prin minte un gând sălbatic. Dragostea e oarbă, cum se spune. Părea imposibil și ridicol, dar după o săptămână, Alexei a întâlnit-o pe Natalia pe coridorul institutului în compania acelui Jukov. Îi spunea ceva lui Jucov, iar acesta zâmbea. Cine ar fi știut cât de mult se străduia Alexei să nu-i șteargă zâmbetul cum pun? Salut, a spus el stângaci când Natalia l-a văzut în mulțime. Fata nu a răspuns și s-a întors. Alexei nu a mai întâlnit-o de atunci, de fapt, a evitat să o întâlnească, încărcându-se și mai mult cu muncă. Apoi, la munca publică s-a adăugat pregătirea pentru diplomă, iar Alexei a fost preocupat. De multe ori a vrut să repare totul, să uite de orgoliul prostesc, să se apropie de Natalia. Să-și ceară scuze și să spună acel simplu cuvânt iartă-mă. Era extrem de dificil, dar Alexei ar fi putut să o facă. Probabil. Pentru că Alexei nu a avut curajul să o facă. Și așa a întâlnit-o pe Natalia după mai bine de 40 de ani, în propriul său birou, sub un alt nume. Acum o chema Alexandra. Medicii l-au dus cu ambulanța la spital, i-au făcut o injecție și i-au spus să doarmă. Alexei Petrovici a ascultat. Avea nevoie de odihnă și de refacere, măcar pentru a putea gândi la rece și înțelege dacă totul fusese doar o iluzie sau realitate. Judecând după figura adormită a lui Maxim, pe care Alexei Petrovici a văzut-o lângă patul său la trezire, ceea ce s-a întâmplat nu a fost un vis. În circunstanțe obișnuite, nepotul său nu l-ar fi urmat niciodată la spital și cu atât mai puțin ar fi rămas să doarmă în scaun. De obicei, Maxim își petrecea nopțile la petreceri, venind acasă cu scuze stupide despre vizionarea de filme. Acum ar fi fost în patul lui, visând sau aducând pe fur șofată. Stai. Ce petreceri? Nu avea bani. Unde să meargă? Probabil a venit la spital pentru a cere bani. Alexei Petrovici a regretat că s-a trezit nu voia să revină la realitate și să înceapă o ceartă cu nepotul său neisprăvit și nici nu avea forța pentru asta. Poate ar fi mai bine să doarmă din nou, cât timp efectul sedativului încă nu a trecut și să doarmă o veșnice. Planul lui Alexei Petrovici nu a reușit. Maxim, parcă simțindu-i privirea dogenitoare în somn, s-a mișcat și a deschis ochii. Toate mușchii mă dor, a spus el, întinzându-și gâtul. Apoi a observat că Alexei Petrovici era treaz și a răsuflat ușurat. Bunicule, ești în viață? Și din nou acest cuvânt, bunicule. Alexei Petrovici se dezobișnuise atât de mult de acest apelativ, încât aproape se speria când îl auzea. Cineva aștepta un alt rezultat. Am urmărit el. Ce tot spui, bunicule? S-a mirat Maxim. Noi cu Alexandra am chemat imediat ambulanța. Dacă aș fi fost un ticălos, după asemenea gânduri, nici nu aș mai vorbi cu tine. Maxim a tăcut, îngruntându-se ca un copil supărat care nu vrea să revină la realitate. Alexei Petrovici a simțit un ușor fior de conștiință. Poate că el chiar se comportă greșit adesea. Poate că, măcar la bătrânețe, ar trebui să pună capăt acestui obicei prost. Bine, iartă-mă, a murmurat el. Nici eu nu știu ce m-a apucat. M-au drogat cu cine știe ce. Dacă Maxim nu avea o problemă, era lipsa de resentimente. Bine, am trecut peste, a făcut el un gest cu mâna. Mai bine explică-mi, bunicule, de ce ai leșinat. Ești un om atât de puternic, dar te porți ca o fată. Poate că Maxim doar a vrut să-l facă pe bunicul său să se simtă bine numindu-le puternic. Alexei Petrovici nu putea spune asta despre el însuși, oricum ar fi fost. Să audă așa ceva era plăcut. Alexei Petrovici a realizat brusc că nu mai discutase cu nepotul său așa, deschis, de mult timp. Toți acești ani i-au petrecut în reproșuri reciproce și certuri, pierzând atât de multe ceva m-a apucat, îmbătrânesc, probabil. Și tu cu veștile tale. Ce fel de nuntă? O cunoști de mult pe această fată? Alexei Petrovici spera din tot sufletul că tânăra cu părul roșu pe care o văzuse înainte de Aleșina era doar o iluzie. Prea semăna cu tânăra Natalia și totuși spera că fata era reală. Din același motiv. Maxim, neștiind că bunicul său era măcinat de sentimente contradictorii, a ridicat din umeri stânjenit. Ne-am cunoscut recent. Nu te îngrijora, bunicule. Alexandra e o fată bună. A fost de acord să mă ajute. Să te ajute cu ce? Maxim a tăcut încurcat, probabil spusese ceva ce nu trebuia. Ușa salonului s-a deschis și Alexei Petrovici a văzut-o pe fata despre care întrebase, o tânără micuță cu părul roșu neascultător. Acum purta un halat alb, ca o asistentă, în locul tricoului alb, și arăta foarte drăguț. Alexei Petrovici s-a întrebat dacă avea pistrui. Natalia lui avea pistrui, zece la număr. Își amintea de ei chiar și acum, după atâția ani. Bunicul tău s-a trezit a șoptit necunoscuta, apoi a observat că Alexei Petrovici o privea și a roșit. Bună ziua! Bună, a dat din cap el, așezându-se pe pat. Intră, stai jos. Cred că avem de vorbit, dragii mei. Maxim s-a ridicat, a cedat scaunul fetei și a adus pentru el un scaun din colțul salonului. Alexei Petrovici abia își putea reține zâmbetul trebuie să fie un fel de maniere de gentleman la nepotul meu. Poate că l-am scos prea devreme din calcule pe Max, poate totul se va rezolva. Ei bine, povestiți mi spuse Alexei Petrovici, când cei doi s-au așezat în fața lui ca niște școlari care au făcut o boacănă. Ce e cu povestea asta cu nunta? Tinerii s-au privit și Alexandra a spus, cred că trebuie să-i spunem bunicului tău tot. Mi se pare că e un om normal, te iubește și va înțelege totul. așa -i. Ea s-a uitat cu speranță la Alexei Petrovici. Mă voi strădui, răspunse el. M-am obișnuit cu toate năzbâtiile lui, dar aici pare ceva special. Așteptați un copil? Cei doi au sărit aproape din loc la cuvintele lui. Bunicule, ce spui? Se indignă Maxim. Alexandra se exprimă puțin mai politicos, Alexei Petrovici, greșiți! Nu e deloc așa. Ne-am cunoscut abia ieri, adăugă maxim un argument și mai solid și se poticni. Alexei Petrovici, sângh. Vă cunoașteți de ieri și deja ați decis să vă căsătoriți. Ce fel de dragoste la prima vedere e asta, ca în cărți? Tinerii se priviră din nou iar Alexei Petrovici suspină și spuse nepotului său, „Ești pe ușă, iar noi cu domnișoara vom vorbi față în față. După expresia feței, Maxim era categoric împotrivă unui astfel de scenariu, dar nu îndrăzni să obiecteze. Se uită întrebător la Alexandra, ca și cum se întreba dacă se va descurca fără el. Da, pleacă, aprobă fata, totul va fi bine. Trebuie să fie curajoasă se gândi Alexei Petrovici admirativ. Se vede că se teme de mine, bătrânul în înfat, dar nu l-a rugat pe acest protector să rămână, deși ce fel de protector e el de fapt? Doar cu numele, sau mă înșel. Alexandra suspină, se mișcă puțin ca să se așeze mai confortabil și îl privi pe Alexei Petrovici, întrebați-mă. El tre și se trezi din visare. Se concentrase atât de mult pe observarea fetei, încât devenise aproape indecent. Da, tu și el. Alexandra, nu-i așa? Aș vrea să știu ce te leagă de nepotul meu. Sincer? Preferabil, da. Atunci, probabil, suntem prieteni. După o zi de cunoștință, nu-i venea să creadă Alexei Petrovici. Știți, sunt unele situații după care devii prieten cu cineva, răspunse fata gânditoare. Ce fel de situații, de exemplu? De exemplu, ca cea de astăzi. Ne-am agitat împreună cu Maxim, am sunat la ambulanță, nu ne-am găsit locul până când doctorul nu ne-a spus că totul va fi bine cu dumneavoastră. Și asta cumva ne-a apropiat, înțelegeți. Înțeleg, dădu din cap Alexei Petrovici. Îi era dureros să-i audă vocea, atât de asemănătoare cu cea a Nataliei, dar nu avea altă opțiune. Dacă dorea să înțeleagă totul, trebuia să continue interogatoriul. Și cei cu povestea asta cu nunta? De ce te-a numit Maxim Logodnica lui? Alexandra îl privi atent și întrebă precaut. Dacă vă spun tot adevărul, nu-l veți certa pe Maxim, îl veți ierta? E ceva de ce să-l cert și să-l iert. Îl voi ierta, unde mă duc? Prima dată? Alți rude nu am, iar acest băiat, oricum ar fi, e nepotul meu. Atunci vă voi spune. Dar țineți minte ce ați promis, da? Maxim m-a rugat să devin logodnica lui, pentru a vă convinge că e un om serios, un adult în care puteți avea încredere. Alexei Petrovici reflectă la cuvintele ei și suspină. Serios! ce să zic? Și ce poveste jalnică v-a spus ca să vă convingă să-l credeți? V-a spus că a fost bătut de huligan pe stradă și că v-ați supărat pe el pentru că se plimba noaptea. Nu e adevărat. Aproape adevărat, suspin Alexei Petrovici. Ceva în privirea lui Maxim, pe care o văzuse în salonul spitalului, l-a convins pe Alexei Petrovici să nu-și trădeze nepotul imediat. Poate că va ieși ceva din el, poate se va răzgândi. Iar această fată ar putea să-l ajute, cine știe. Nepotul meu, de la el mă aștept la orice, continuă Alexei Petrovici, dar tu, cum de te-ai lăsat prinsă în această aventură, pare o fată serioasă. Alexandra ridică din umeri și zâmb trist. Pur și simplu nu aveam unde să merg. Am crezut că, în comparație cu alte opțiuni, această aventură nu e atât de rea, în plus, Maxim chiar nu mi se pare un ticălos. Nu e un ticălos, ci doar un prostănac. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu vei împărtăși? Alexei Petrovici aproape se aștepta ca ea să refuze, dar fata, spre surprinderea lui, dădu din cap. Voi spune. Probabil nu e nimic rușinos. În vremurile noastre, se întâmplă des. Mama m-a dat afară din casă. Se întâmplă asta când bea. Nu știam unde să merg, am dormit pe stradă, l-am întâlnit pe Maxim, el a promis că mă va ajuta cu locuința. Și nu ai alți rude la care să apelezi. Întreb Alexei Petrovici cu teamă, așteptând răspunsul ei. Alexandra parcă îi citea gândurile, îl privi serios și spuse, am o bunică, dar locuiește în alt oraș. Acum răspundeți-mi la o întrebare: de unde o cunoașteți? Alexei Petrovici nu fusese niciodată atât de nervos, nici măcar înaintea primei întâlniri. Se pregătea pentru întâlnirea cu Natalia, adică cu Natalia Stepanovna. Poate că acum ar trebui să o numească așa. Arăt bine? întrebă el pe Maxim, aranjându-și cravata. Maximul îl priv critic și clătină din cap. Nu, bunicule, dacă te duci la ședința Consiliului de Administrație, aș spune că ținuta ta e chiar potrivită, dar pentru o întâlnire cu o femeie cu care ai avut ceva în tinerețe. Va crede că ai devenit un idiot în un fat, asta e tot. Alexei Petrovici își smulse cravata și o aruncă pe pat, privindu-le furios pe Maxim. Idiot. Curcan. V-ați vorbit toți? Cine, toți? Nu înțelegea Maxim. Nu te-am numit curcan, asta o știu sigur. Ah, nu contează, mormăi Alexei Petrovici, du-te și distrează-te cu Alexandra ta. Unde mergeți? La cinema. Serios? Adăugă Maxim, observând privirea neîncrezătoare a bunicului său. E un film interesant despre cum extraterestrii au invadat pământul. Destul cu detaliile, spuse Alexei Petrovici, după ce pământul va fi eliberat, ocupă-te, în sfârșit, de treburile institutului. După cum stau lucrurile acolo, nu vei termina nici în doi ani. Maxim îi făcu cu mâna și ieși pe ușă. Alexei Petrovici clătină din cap și se privi în oglindă. Copii. Dar eu nu sunt mai bun ascultându-le pe Maxim, a renunțat la costumul de afaceri și a îmbrăcat blugi și o cămașă obișnuită, un fel de Alexei Savelaev al secolului XXI, mai bătrân și cu riduri. Dar dacă Natalia nu mă recunoaște? Se sperie Alexei sau, mai rău, mă recunoaște și nu vrea să aibă de a face cu mine. Probabil își amintește de mine ca un consomolist entuziast, iar acum sunt un bătrân. Nici nu-i trecuse prin minte că Natalia se schimbase și ea în acești ani. Și dacă se schimbase fizic, lui Alexei Petrovici nu-i Pavel. Cel mai important era ca sufletul ei să rămână același. Acele ceasornicului se apropiau de ora 12. Dacă Alexei Petrovici nu voia să întârzie, trebuia să se grăbească. Privindu-și reflexia pentru ultima dată, abia s-a abținut să nu se închine. Cum era de așteptat, la intrarea în oraș, mașina lui a rămas blocată în trafic. Alexei Petrovici se uită la ceas la fiecare minut și se întreba dacă nu ar fi mai rapid să meargă pe jos. Părea că ambuteiajul va dura mult timp, probabil din cauza unui accident. Întârzi? Întrebă șoferul, un om de vârsta lui Alexei Petrovici și aproape un prieten cu care era familiar de câțiva ani. Întârzi, serioza, și mă doare. E o întâlnire atât de importantă. Și mai ales că e la doi pași. Alexei Petrovici deschise harta orașului pe telefon, se gândi puțin și ieși din mașină. Probabil, voi merge pe jos. Poate că va fi mai bine. Cel puțin îmi voi limpezi mintea. Mă voi calma. Noroc, îi ură șoferul. Doar nu alerga, bine dacă te ia inima. Alexei Petrovici clătină din cap, nu mă va lua. Azi nu e ziua pentru asta. Chiar simțea că poate face față oricărui lucru. O bucurie însoțită de neliniște. Alexei Petrovici dispăru după colț, pentru a nu-l îngrijora pe șofer, și doar atunci își grăbi pasul. Realiză brusc că avea dreptate. Nu i se putea întâmpla nimic rău această întâlnire i-a fost destinată de soartă. Devin sentimental, Alexei, râse el în sinea lui. Activist de partid, om de afaceri, iar acum doar un bătrân căruia nici nu i se permite să alerge, dar voi încerca. Timpul era scurt, așa că Alexei Petrovici trecu la alergare ușoară, ignorând privirile surprinse ale trecătorilor. Cu crini în mână, arăta cu adevărat caragios. Să fie, mai bine să râdă decât să plângă. Oricât de mult s-ar fi grăbit, tot a întârziat câteva minute. Natalia era în cafenea, stătea la fereastră, amesteca ceaiul cu o linguriță. La vederea lui Alexei, în ochii ei se arătă surprindere și ceva în plus, poate jenă, poate bucurie. Alexei nu putea să-și dea seama. Bună! Astea sunt pentru tine, spuse el, întinzându-i florile Nataliei și încercând din răsputeri să-și regăsească suflul. Natalia dădu din cap. Mulțumesc! Știi, mă gândeam că nu te voi recunoaște, dar văd că nu te-ai schimbat deloc. Întârzi la fel de mult. Doar puțin, se apără Alexei. Am rămas blocat în trafic, vezi, a trebuit chiar să alerg ca să te văd. Asta e ceva nou, observă Natalia. Înainte nu fugeai după mine. Eram un prost, mormăi Alexei. Nu înțelegeam viața, ce e important și ce nu. Și acum înțelegi. Dacă nu aș fi înțeles, nu aș fi alergat azi. Adevărat, șopti Natalia. Alexei a avut impresia că i-a roșise. Se așeze la masă și comandă și el un ceai, iar o vreme tăcură, încercând să găsească cuvintele. Se priveau din când în când pe furș, dar nu spuneau nimic. Prima lui iubire se schimbase, dar rămânea frumoasă. Părul ei era încă roșcat, deși cu fire de păr alb, ochii strălucitori, inteligenți, îl vedeau până în suflet, la fel de grațioasă ca întotdeauna. Alexei Petrovici se bucură că nu se lăsase pe tânjeală și arăta destul de bine pentru vârsta lui, subțire, bine făcut, fără burtă de bere și chelie. Vorbim despre copii? Întrebă Natalia. Pentru asta ai vrut să mă întâlnești. Alexandra mi-a spus, Alexei Petrovici clătină din cap. E doar un pretext. Probabil. Copiii se vor descurca singuri. Mi se pare că nepoata ta influențează bine nepotul meu. Acum doarme acasă, îți poți imagina. Iar toate-ți bunicule, te rog, de unde a apărut toată această politețe, asta e Alexandra, la fel ca tine în tinerețe, nu doar înfățișarea. Dar eu nu am reușit să te influențez. Nu e vina ta. Pur și simplu n-am avut eu destulă minte ca să repar totul. Natalia tăcea, iar Alexei Petrovici o rugă, spunem cum ai trăit toți acești ani. Iar ridică din umeri, ca toți ceilalți, m-am căsătorit cu Pavel Jucov. – Știu, spuse Alexei Petrovici cu amărăciune, da, pentru că și tu erai tânără și proastă. – Nu doar tu ai făcut greșeli atunci, Alexei. Alexei Petrovici tresări auzind această adresare, dar Natalia nu observă. Se uita pe fereastră, parcă pierdută în trecut, și fața îi se făcea tot mai tristă. Pavel s-a dovedit a fi un alcoolic, la început, dar totuși. Era dintr-o familie disfuncțională. Tatăl îl creștea singur, putea trăi normal luni întregi și apoi brusc cădea în beție. În acele perioade, singurul său sprijin erau bunicii. Apoi, în perioada când ne-am certat, bunica lui Pavel a murit. Atunci a băut pentru prima dată din durere. Nu a spus nimănui la institut despre asta, pentru că bărbații nu plâng, dar în fața mea s-a deschis. Se pare că i-am plăcut din primul an. Eu, proasta, l-am compătimit, deci poate atunci era corect să întind o mână de ajutor, să nu-l las la greu. Când am încetat să mai comunicăm, m-am cufundat cu totul în îngrijirea lui, încercând să malim durerea despărțirii noastre, grijindu-mă de Pavel ca o găină de pui ei. La început, totul era doar prietenesc, o formă de protecție. Așteptam ca lucrurile între noi să se îmbunătățească, iar apoi, când am aflat că te-ai căsătorit, nu mai aveam nimic de pierdut și am acceptat propunerea lui Pavel și am devenit soția lui. Așa s-a întâmplat totul. Am trăit împreună 40 de ani. S-a dovedit că au zburat ca o singură zi. O zi nu foarte fericită, dacă să fim sinceri. Apoi, după o altă beție, a murit de un accident vascular cerebral. Prostul, murmură Alexei Petrovici, clătinând din cap. Inima a început să-l doară din nou, dar nu era o durere fizică, ci sufletească, așa că nu era nevoie să se grăbească după sticluța cu pastile. Cine? Pavel? Nu a înțeles Natalia. Eu. Nu o să crezi dar tot acest timp am sperat la același lucru. Așteptam mereu să vii la mine, să mă numești idiot și să-mi propui să începem totul de la capăt, dar apoi am realizat că acest lucru nu se va întâmpla. Părinții mi-au găsit o mireasă, fica unor cunoscuți de-ai lor dintr-o familie bogată. Se poate spune că am realizat ceva doar datorită banilor socrului. La acel moment, nu mai conta pentru mine, nu m-am mai îndrăgostit niciodată de nimeni. De câteva ori am avut aventuri pe ascuns de soție, dar acestea au fost doar lucruri mărunte. Natalia, fica noastră Varvara a fost la fel de nesăbuită și și-a găsit un soț la fel. Chiar și când a născut un fiu, au continuat să meargă la petreceri, comportându-se de parcă toată viața ar fi fost o sărbătoare eternă. După una dintre petreceri, au avut un accident și au murit. Un an mai târziu, soția mea a murit și ea, neputând să-și revină din durere. Am rămas doar eu și Maxim. A fost greu. Îmi era mereu teamă că va urma calea părinților săi nepricepuți. Aproape că așa s-a întâmplat. Numai că Alexandra ta, se pare că reușește să l-aducă pe calea cea bună. Îi merge bine. De ce, apropo, tu și nepoata ta locuiți separat? Știi că tatăl ei bea este fiul tău. Natalia a dat trist din cap. Da. Este exact ca tatăl lui. Se pare că are asta în gene. Nu am putut face nimic, deși m-am ocupat de el în copilărie, l-am dus la cercuri și am comunicat deschis. Știi, toate acele lucruri pe care psihologii le recomandă de obicei și pe care mi le-a sugerat sufletul meu, toate în zadar. Am vrut să fac lumea mai bună, și nu am reușit să mă descurc nici măcar cu propriul meu fiu. Natalia a băut ceaiul dintr-o înghițitură și a pus ceșcuța. Ochii s-au înroșit. Alexei i-a luat mâna și i-a spus încet: Nu plânge, nu e vina ta. Sunt jalnică, nu-i așa? Întrebă ea. Ești cea mai bună, a asigurat-o Alexei Petrovici. Natalia a suspinat. Clatinând din cap, mulțumesc. Și, te rog, iartă-mă pentru cuvintele pe care ți le-am spus atunci. Ce cuvinte? Despre curcan. Cu mulți ani în urmă, îți amintești. Sincer să fiu, am crezut că în toți acești ani ai devenit un director insuportabil de fabrici, palate, nave și așa mai departe. Dar te-ai dovedit a fi mult mai bun decât mine. Amândoi suntem buni, a zâmbit Alexei Petrovici. Să nu vorbim despre asta? Cel mai important este că totul s-a clarificat. Dar s-a întâmplat atât de târziu. Natalia și-a șters nasul și a continuat. Nepoata mea este ca mine. Nici ea nu a vrut să-l părăsească pe tatăl ei. Indiferent cât bia, cât o maltrata. Speră mereu să-l schimbe. Am chemat-o să vină cu mine. Am moștenit un apartament de la mătușa mea în alt oraș. Dar nu, nu vrea să plece. Spune că tata va pieri fără ea. Nici măcar nu mi-a spus jumătate din ceea ce se întâmpla acasă la ea. Am aflat mai târziu detalii de la nepotul tău, un tânăr politicos, care seamănă puțin cu tine. Se pare că doar exteriorul este similar. El te va surprinde într-un mod bun, o să vezi." Alexei Petrovici și-a terminat ceaiul fără a opresa pe Natalia să vorbească și i-a dat timp să se liniștească. I-aș așters cu o batistă, a făcut câteva respirații adânci Alexei Petrovici a spus, Acum totul este în ordine cu nepoata ta." Am vorbit cu oamenii potriviți, tatăl ei va fi internat într-o clinică bună." Deci se spune că alcoolismul este incurabil." Eu nu cred asta. Cel puțin, vom spera la ce e mai bine. Natalia a dat din cap. Mulțumesc. Alexandra se poate întoarce acasă liniștită. Toate aceste zile a locuit la mine. I-am oferit o cameră de oaspeți. Totul a fost decent. Maxim s-a comportat ca un băiat cu minte. Natalia a zâmbit. Dar mulțumesc și pentru asta cred că ai fost un guardian minunat. Alexei Petrovici a ridicat din umeri. Mă străduiesc. Și probabil ar trebui să vorbim despre noi. Despre ce anume? A întrebat Natalia. Despre acești tineri neisprăviți. Alexandra și Maxim se vor descurca singuri. Iar noi. În fine, îmi pare rău. Ar fi trebuit să-ți spun asta cu mult timp în urmă, încă din facultate, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Și tu să mă ierți, a spus Natalia, privindu-le în ochi. Și eu sunt vinovată față de tine. Atunci, dacă am discutat despre trecut, poate ar trebui să vorbim despre viitor. Ce părere ai să începem totul de la capăt? Natalia i-a zâmbit și a dat din cap. Pozitiv. Am spus deja. Mai bine mai târziu decât niciodată.